uite aici, astea sunt originale, astea, eu zic că astea, da. Aici e o parte din mozaic original. Restaurată iulie 2009, decembrie 2010. Păi da, au săpat și au descoperit. Da. Venea pe aici apa și încălzea asta. Salutare tuturor și bine v-am regăsit! Ne aflăm în Serbia și vă arătăm parcul arheologic de la Gamzigrad, mai exact palatele Felix Romuliana, construite de împăratul roman Galerius la sfârșitul secolului al III-lea, începutul secolului al IV-lea, palat construit pentru a comemora retragerea sa de pe tron, palat dedicat în cinstea mamei sale, Romula. Serbia a fost sub stăpânire romană aproximativ 600 de ani, din secolul I înainte de Hristos, până când slavii au invadat în secolul al VI-lea. Serbia a fost locul de naștere a 17 împărați romani, inclusiv Constantin cel Mare, care a fost primul împărat creștin al Imperiului Roman. Galerius s-a născut în jurul anului 250, a copilărit ca păstor în Dacia Ripensis, provincie de la sud de Dunăre, a urcat treptat prin merite în ierarhia militară și se presupune că era de origine tracodacă. Tatăl său era trac de la sud de Dunăre, în vreme ce despre mama sa, Romula, majoritatea istoricilor susțin că era dacă, refugiată de la nord de Dunăre din cauza atacurilor barbarilor. Felix Romuliana este unul dintre cele mai importante situri istorice din Serbia, fiind inclus în patrimoniul UNESCO din 2007. Orașul era format din Palatul Imperial Felix Romuliana, un mic templu, un templu mare și băi publice protejate de ziduri de apărare și sistem de turnuri. Astea sunt originale, astea, eu zic că astea, da, sunt de atunci. Și ar fi și mozaicuri, dar ar fi acoperite o mare parte. Sunt sub nisip aici, dacă caut sub nisip, e mozaicul original. Așa scrie? Da.
și îl acopere ei, da, să-l protejeze. Cred că acolo e mozaicul original, acolo. Aici e o parte din mozaic original. Aici e acoperit pentru protecție. Pentru a-l proteja. Da. Mi-a făcut o polacă de sus. Vedere din față, vedere din... și vedere de jos în sus. Uite aici, scrie. 16,5 pe 10,5. Da, mai bine de 1700 de ani. Pe astea, da, pe din afară. Dar pe zidul de apărare. Pe lângă zidul. Cetății au fost construite 20 de turnuri de apărare. Da, dar aveau, nu, aveau legătură cu, să ne uităm acolo, parcă aveau legătură cu zidul. Templul mic și acolo unde sunt coloanele, acolo era miez, acolo era aceea. Acolo, poarta de est. În 2007 a fost preluat de UNESCO. Restaurată iulie 2009, decembrie 2010. Poarta de est. Și ăla și este de aici. Ăla, că nu e aici. E frumoasă, da. Nu crezi. Ce făceau ei la anul? 300 de caramide de asta, nu cred. Nici mie nu-mi vine să cred că ar rezista așa de bine. E prea perfectă. Și în ploaie și așa. Nu-i strâmbă, nu... Nu știu, poate partea aia de jos? Chestia aia ce am văzut acum, că au spus ăștia, de abii pe la 1500, parcă 1400, 1500, au început să fac primele astea, zi, acari, să le folosească în construcții. Da, poarta de est prevăzută cu ferestre de apărare, probabil, niște fante înguste. Făceau arcade, făceau. Eu zic că arcada este atașată pe filonie.
Uite, aici e vechi, a protejat cu cutia asta, cu, da, cu cazemata asta. Da. Deci ale vechi acolo sunt. Nu, chiar da, ceva, dar nu putem intra, că e aici ceva mai care... Aici mai au de săpat, o mai fi da, și pe aici ceva. Și pe aici sunt unde o mai fi aici. Păi da, au săpat și au descoperit. Da. Uite, ziduri, uite ziduri. Da. Uite și aici. Uite aici. Uite aici. Sunt nu, 1700. La 305, la 305. Acolo, în vârful dealului, sunt două mausolee ce reprezintă mormintele împăratului roman Galerius și al mamei sale Romula. Not deci aici, great. Uite-l ăsta pe la great, ăsta. Măres. Minunat. Mare templu. Camera octogonală. Octogonală, da. E octogon. Aia ceva, da. Aceea, da. Dar pe unde să intră în ea? Aici erau mai pitici, așa decât noi? Ei, uite pe aici, Cătălin, uite pe aici. Nu acolo. Păi era cred că placă și picioarele alea și dacă și făcea foc acolo... Nu, 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 oare... făcea focul la alea și se apa opoi? Venea pe aici, da, venea pe aici apa și încălzea asta. Nu, ce-am văzut acum la ăștia, cum m-au explicat. Așa îi explică. Și încălzea ceva și era. Mergea, după aia mergea, curgea pe aici pe undeva de se ducea la băi, la, de unde făceai baie, dar aici era ca un fel de saună. Deci puteai să faci saună. Îi descoperi și sauna. Galerius. Aici venea la sauna, iau. Traversa dincolo aici. Păi nu, astea erau numai pentru elita. Ia pe fufulezul ăsta. Oho, e mizerie acolo. Păi da. Sunt gunoaie, sticle. După ce a băut sucul vara, a dat cu el aceea, de bun la cap. Aici oare să fie avut fântână pentru apă potabilă. Nu scris acolo puț? Aceasta a fost experiența noastră de astăzi. Vă mulțumim că ne urmăriți. Vă mulțumim că v-ați abonat la acest canal, iar dacă n-ați făcut-o, o puteți face acum. Toate cele bune! La revedere!